Stimați oamenii lui Dumnezeu, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare pentru următoarele momente, având intenția să citesc din Evanghelia lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie. O să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, a cincea carte din Noul Testament, capitolul 8, paragraful intitulat Filip și famenul etiopian, cuprins între versetele 26 și 40. Fapte 8:26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistăriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre frunaltul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Până aici cuvântul Domnului, stimații mei, mulțumesc, reocupați-vă locurile. Pentru fiecare dintre noi este o experiență frumoasă, plină de emoție și unică. Ne uităm la acești 35 de candidați și anticipăm viitorul lor, plin de luptă. Pe de o parte, umanul își va cere drepturile. Pe de altă parte, Dumnezeu cu care ei în această seară fac un legământ, se așteaptă ca prin viața lor să-L onoreze, să-L proslăvească. Și lupta aceasta începe și nu se va termina. Este lupta fiecărui om de a fi om. Este lupta fiecărui om convertit de a fi un om al lui Dumnezeu. În seara aceasta am onoarea, am privilegiu să rostesc predica din Scripturi cu ocazia botezului în apă. Am intitulat predica mea Ministru convertit la prima predică. Textul pe care l-am citit din Biblie ne prezintă câteva personaje. Pe Dumnezeu, care este creatorul și susținătorul vieții. El cunoaște tot ce se întâmplă pe planeta Pământ, cunoaște gândurile din inima ministrului. Omul acesta era un ministru de finanțe în Etiopia. Și Dumnezeu mobilizează îngeri și oameni ca să vină în întâmpinarea nevoii acestui om și să împlinească nevoia. Al doilea personaj este chiar el, etiopianul, ministru de finanțe al Etiopiei. Omul acesta îl caută pe Dumnezeu, mergând la templu din Ierusalim. Al treilea personaj este îngerul, slujitorul supranatural al lui Dumnezeu, pe care Creatorul îl trimite cu o misiune specială la Filip, predicatorul. Predicatorul Filip este al patrulea personaj din textul pe care l-am citit și el este slujitorul uman al lui Dumnezeu, care, trimis de înger,
merge la ministru de finanțe al Etiopiei, care făcuse o vizită la templu din Ierusalim cu speranța că îl va găsi acolo pe Dumnezeu. De acolo a cumpărat o carte de la librăria templului, una dintre cele 66 de cărți ale Bibliei din ziua de astăzi. Cartea se numește Isaia și este una dintre cărțile Vechiului Testament. Și omul stătea în carul lui, fiind un om bogat, cu o poziție înaltă în societate, ministru în țara lui, omul avea angajați și cu un mijloc de transport al vremii acelea, cu un car tras de animale, se îndrepta spre țara de unde a venit. Citind în Biblie despre ministrul de finanțe al Etiopiei, ne surprinde hotărârea lui fermă și pasiunea lui nesfârșită de a se apropia de Dumnezeu, de a dori să-L cunoască pe Dumnezeu, de a se converti la creștinism după ascultarea primei predici. Asumându-mi că în audiență în această seară sunt și oameni care nu înțeleg foarte bine limbajul biblic și bisericesc, vreau să definesc câțiva termeni pe care Biblia îi folosește și pe care eu de asemenea îi voi folosi. Primul dintre ele este: omul începe să se apropie de Dumnezeu. Această expresie nu se referă la faptul că cineva se apropie în mod fizic de Dumnezeu. Dumnezeu nu este undeva ca omul să meargă acolo și să se apropie de El. Dumnezeu are o existență infinită și eternă și umple pământul precum aerul. El este spirit. Și spiritul nu se percepe prin simțurile pe care noi le avem. Omul, atunci când se apropie de Dumnezeu, acceptă în inima lui, în mod personal, mesajul lui Dumnezeu și în mintea, în inima lui, se formează convingerea că Dumnezeu există, este prezent în mod nevăzut în inima lui și tot ce face, el face considerând prezența lui Dumnezeu din viața lui. O altă expresie pe care o să o folosim: omul începe să-L cunoască pe Dumnezeu. Această expresie se referă la două realități. Prima dintre ele: omul cunoaște adevărul teoretic despre Dumnezeu, un adevăr menționat în Biblie. Cea de-a doua: experimentează în mod personal, în interiorul ființei lui, prezența lui Dumnezeu, însă această experiență este una mistică, supranaturală și inexplicabilă. Ea nu poate fi ușor povestită. E ca și cum încerci să povestești cum îți iubești soția, copilul sau mama. Nu este chiar ușor, deși pare. Deși este foarte comun fiecăruia dintre noi. Înțelegem de aici că dicționarul explicativ al limbii române spune că această expresie, spre exemplu, omul se convertește, se referă la persoana care își schimbă convingerile religioase în urma unei documentări temeinice din Biblie. Spre exemplu, dicționarul explicativ al limbii române explică faptul că convertirea este hotărârea de a adopta sau a determina pe cineva să adopte o anumită convingere religioasă, de a adopta personal sau de a influența pe cineva să adopte o anumită convingere religioasă pe care până atunci, din motive de ignoranță, de lipsă de informație, nu ai adoptat-o sau nu a adoptat-o. Dicționarul biblic explică convertirea ca fiind acțiunea de a se întoarce spre altceva, spre ceva ce l-a găsit interesant, folositor, sănătos, bun și necesar. Înțelegem din aceste definiții că este vorba de o decizie personală, de convingeri puternice, nu doar de păreri sau impulsuri de moment. Se naște în această seară o întrebare în timp ce urmărim raportul biblic din textul pe care l-am citit. Cum a reușit ministrul de finanțe al Etiopiei să se convertească la prima predică, considerând faptul că era un intelectual, era un om cu o profesie înaltă în societatea etiopiană, era un om citit, educat, un om care se învârtea într-o societate înaltă, un om cu bani, un om care avea robi și roabe, angajați. Era unul dintre primii oameni din societatea lui. Și omul acesta își propune, permiteți-mi asocierea, să meargă la biserică în Ierusalim. Avea el religia lui, evident, ca orice altă națiune, dar a auzit despre Dumnezeu și și-a propus să meargă la Ierusalim, să experimenteze ceva diferit și profund, înalt, special.
Și Dumnezeu, văzându-i năzuința din suflet, dorul, căutarea, îi vorbește unui înger să se ducă la un predicator și îl trimite prin înger pe predicator să meargă la ministrul acesta care citea din Biblie și să-i predice despre Iisus Hristos. Și omul acesta ascultă predica și în urma acestei predici se convertește. În urma convertirii se botează. În urma botezului se naște din nou. În urma schimbării vieții experimentează o bucurie care îi umple viața și se întoarce un alt om în Etiopia. Cum a reușit acest intelectual, acest ministru, să se convertească la prima predică? Pare un ignorant pe căruia îi spui, știi ce, îți dau $100, ieși în față când te invit eu și ridică mâna că îl primești pe Iisus. Dar omul acesta nu era un bărbat de calibrul ăsta. Cum a reușit el să se convertească la prima predică? Aș dori să răspund privind în Scriptură. În primul rând, ministrul a dorit să se închine lui Dumnezeu. Acest om, la un moment dat, cel mai probabil în urma acumulării unor informații și experiențe din viața personală, a început să se gândească mai des și mai adânc la Dumnezeu. Să-L dorească pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Sunt experiențe în viața noastră care ne împing mai mult înspre Dumnezeu. Sunt informații pe care le primim în anumite circumstanțe care ne împing mai mult înspre Dumnezeu. Trec ani, ne eliberăm de anumite aerele ale tinereții și ni se schimbă mintea și ne simțim atrași, constrânși de viață, de conștiință, să-L căutăm mai mult pe Dumnezeu. De ce nu l-a cunoscut ministru până atunci pe Dumnezeu sau de ce nu l-a căutat până la momentul ăsta pe Dumnezeu? Ministrul era un negru din Etiopia, născut într-o cultură și într-o religie diferită. Cultura și religia în care s-a născut era diferită de creștinism, de biserică, de Biblie. Apoi, el avea credința lui, credința națională. Fiecare om s-a născut într-o cultură, s-a născut într-o religie. Și pentru fiecare om, cultura lui e cea mai bună, religia lui e cea mai bună. Cine se naște în Turcia devine musulman, 99%. Cine se naște în România devine creștin, 99%. Chiar aleg toți cei care se nasc în Turcia să devină musulmani? Este cultură, este religie. Te naști în contextul acela după cum te naști în familia aceea. Și nu poți gândi dincolo de experiența culturală și religioasă. Dacă totuși ieși din cultura aceea și din religia aceea, se numește convertire. Asta înseamnă că în mod personal începi să cercetezi dacă cultura și religia în care te-ai născut este cea mai bună care există. Și dacă, luând informații din Biblie, singura carte pe care Dumnezeu a trimis-o pământenilor, și documentându-te cu responsabilitate și având discernământ de adult și citind cartea aceasta, realizezi că aspecte ale religiei și culturii tale sunt împotriva acestei scrisori de iubire trimise de Dumnezeu, ai puterea să alegi între cultura pe care ai primit-o în copilărie, mediul de hrănire care ți-a format personalitatea și mentalitatea de viață și cuvântul lui Dumnezeu, etern. Și atunci sunt oameni care spun, eu îmi schimb punctul de vedere despre anumite aspecte ale vieții. Când am avut vârsta de 21 de ani, am experimentat această schimbare în urma vizitei mele la o biserică ca aceasta, în urma citirii Bibliei și în urma procurării unei Biblii pe care am început să o citesc. Viața mea s-a schimbat. Astăzi sunt un alt om. Nu m-a schimbat un om. Eu am ales să mă schimb. Am primit informații pe care nu le-am știut în primii 21 de ani. Ei, bărbatul acesta s-a născut într-o cultură, într-o religie diferită. Avea religia națională pe care evident că o socotea suficientă. Dacă astăzi îi vorbești unui om despre Biblie, el spune, te rog, am religia mea. Toți oamenii au o religie. Câți dintre ei își permit să o verifice? Să o verifici cu ce? Păi în lumea aceasta există instrumente de verificare. Ne verificăm cauciucurile de la mașină dacă sunt suficient de umflate sau nu? Verificăm mezelurile dacă sunt stricate sau nu? Ne verificăm pe noi la tot felul de aparate dându-ne sângele din vene? Ei, tot la fel, există un instrument care verifică religia. Și acesta este Biblia. Dumnezeu a lăsat oamenilor o singură carte, toate celelalte sunt explicații la această carte.
Cartea aceasta a fost inspirată de Dumnezeu prin profeți și prin apostoli. Mai mult de atât, omul acesta era un om realizat, era un intelectual, era ministru, material și social era realizat, avea tot ce îi trebuia. Și atunci când un om este foarte realizat, prezența lui Dumnezeu este inutilă, avea bani. Țara întreagă era la degetul lui mic. Unde era nevoia lui de Dumnezeu? Mai mult de atât, omul acesta era un om prea ocupat ca să se mai gândească la religie. Dacă astăzi inviți pe cineva la biserică, spune, iartă-mă, te rog, dar sunt ocupat. Avem o viață foarte ocupată, ne găsim cu greu timp să mâncăm și tocmai pentru asta am inventat drive-thru. Pentru că nu ne mai dăm jos din mașină, nu mai așteptăm o jumătate de oră la masă să fim serviți, mâncăm chestia aia numită fast food, pentru că economisim timp. Îmi permis să vă spun o întâmplare. Un misionar a mers în Africa la un grup de canibali și printre cei care s-au convertit la creștinism a fost și șeful tribului. Oamenii aceștia au înțeles într-o anumită măsură mesajul lui Dumnezeu din Biblie, s-au convertit acceptându-L pe Iisus Hristos în inimă, în mod personal, ca pe Mântuitorul, au luat acest adevăr și l-au făcut personal pentru ei și după câțiva ani buni, misionarul a revenit pentru o vizită în Statele Unite, o vizită scurtă, și l-a luat pe șeful tribului cu el, cu care devenise prieten. Șeful tribului pentru prima oară a intrat în lumea civilizată și imaginați-vă cât a fost de uimit, uimit până dincolo. Când a coborât din avion, a încercat să prindă un mijloc de transport, un autobuz. Și autobuzul tocmai să plece. Și i-a spus misionarul, hei, repede, repede, că pierdem autobuzul. În sfârșit au reușit să-l prindă. S-a urcat cu bagajele târându-le în autobuz și răsuflând greu, misionarul i-a spus canibalului convertit, în sfârșit, bine că l-am prins, am câștigat 5 minute. Omul ăsta se uită la el. El nu știa cum este să te lupți pentru 5 minute, acolo avea tot timpul, era plictisit de moarte de când s-a născut. Se uită la misionar și îl întreabă, și acum ce o să faci cu astea 5 minute? Suntem foarte stresați, trebuie să inventăm 5 minute să mâncăm, 2-3 ore să dormim, 30 de secunde să sunăm pe mama dacă le mai găsim, suntem oameni ocupați, ministru a fost un om ocupat. Dacă noi suntem ocupați, cât de ocupat ar trebui să fie un ministru? Un pic mai ocupat decât noi. De aceea n-a avut timp să se gândească la Dumnezeu. Mai mult de atât, nu i-a spus nimeni despre Dumnezeu. Nu i-a spus nimeni despre Dumnezeu. El însuși recunoaște, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Nu l-a ajutat nimeni să se convertească. Ierusalimul era foarte departe. Permiteți-mi să vă spun câteva date. Ierusalimul de Etiopia de astăzi este la 2200 de mile, respectiv 3500 de kilometri. Dacă mergi cu mașina, faci 43 de ore. Biblia spune că drumul pe care a fost trimis evanghelistul Filip, care coboară era de la Ierusalim spre Gaza și Gaza era cea mai sudică dintre cele 5 orașe ale filistenilor. Iar drumul dintre Ierusalim și Gaza presupune o distanță de 100 de kilometri. Etiopia acelor vremuri nu era exact în zona geografică unde este Etiopia de astăzi. Era undeva între orașul egiptean Aswan și orașul sudanez Khartoum. Asta presupune cam 2800 de kilometri distanță de Ierusalim. Mai aproape sau mai departe? 36 de ore cu mașina. Dacă mergea cineva cu un cal sau cu o cămilă, o lună de zile. Și un om ocupat ca și ministru își ia o lună de zile să se ducă și o lună de zile să se întoarcă. Trebuie să fii motivat foarte puternic să-ți iei de la împărăteasa Candace două luni și asta o să te întrebe unde te duci. Dacă spunea că se închină la idolul național, la religia națională, făcea sens pentru Candace. Dar când îi spui tu, eu mă duc la o altă religie, eu un om educat, eu ministru tău, eu mâna ta dreaptă, eu om de știință, eu fidel religiei naționale, dar așa încerc să mă convertesc, să devin un ciudat. Două luni mi-au liber că merg la Ierusalim să mă închin. Probabil că Candace în aceste două luni își găsea vreo 10 miniștri să-l schimbe pe cel pe care l-a avut. De ce a început ministrul să-L caute pe Dumnezeu la un moment dat din viața lui? Ce s-a întâmplat în inima lui? Ce se întâmplă că omul ăsta trăiește o parte din viața lui liniștit în Etiopia? Are religia lui, are meseria lui, are realizările lui. Și nu știu ce se întâmplă în sufletul lui, că omul ăsta își propune să facă o schimbare. O schimbare care îl costă. Nimeni nu știe ce a fost în inima lui. Eu încerc doar, privind raportul Bibliei, să-mi imaginez câteva răspunsuri probabile, potențiale.
Primul dintre ele era nesatisfăcut spiritual de religia lui. O religie plină de forme goale, de tradiții diferite, de religii și de ignoranță. Apoi se simțea vinovat în fața justiției divine și nu-și putea corecta nici viața prezentă, dar mai ales nu avea soluții pentru iertarea păcatelor din trecut. Omul acesta, deși avea realizări de toate felurile, intelectuale, profesionale, financiare, materiale, sociale, nu a putut să umple golul din sufletul lui, care era de mărimea și de forma lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că s-a dus tocmai la Ierusalim să se închine. E ca și cum eu îi spun lui Carmen, soției mele, într-o zi, știi ce? Mă duc în Zimbabwe să mă închin. În Zimbabwe? Dar biserica noastră e pe Caldwell. Mă duc în Zimbabwe. Dar nu poți să mergi cu mașina. Sigur că nu pot, o să iau avionul. Dar biletul e scump. E scump de a face. În Zimbabwe? Dar ce cauți acolo? Adică, dator să oferi, sunt obligat să oferi niște explicații de ce în Zimbabwe. Ce e în Zimbabwe diferit de biserica aceasta? Pentru omul acesta a trebuit să-și răspundă în primul rând propriei lui conștiințe și apoi împărătesei, cercului lui de prieteni. De ce omul ăsta se duce o lună de zile cu un animal încolo și o lună înapoi? Pentru ca să se închine. De ce? Pentru că omul ăsta se simțea nesatisfăcut de religia națională și se simțea vinovat în fața instanței divine, în ciuda faptului că nu-și imagina cum este acest Dumnezeu. Apoi, omul ăsta l-a căutat pe Dumnezeu să primească ispășirea. Ispășire înseamnă iertare, mântuire. Și să îi ofere închinarea. Priviți ce zice Biblia, s-a dus la Ierusalim să se închine. Orice om care merge la biserică merge pentru două lucruri. Unu, să primească ceva de la Dumnezeu. Ce? Bunăvoință, iertare, grație, înțelegere, milă, mântuire. Fiecare om când merge în biserică spune: Doamne, ai milă de mine. Omul se simte inferior lui Dumnezeu, un om pătat, murdar, în anumite zone ale comportamentului. Și prima intenție a unui om când merge la biserică este să-și ceară iertare, să primească grația divină, ispășirea. A doua intenție nu mai este să primească, ci să ofere. Ce să-i ofere lui Dumnezeu? Să-i ofere închinarea. Doamne, am venit să mă închin în fața Ta și să-ți mulțumesc. Pentru ce? Pentru viață, pentru sănătate, pentru soția mea și pentru copiii mei, pentru nepoții mei, pentru bucata de pâine pe care o mănânc, Doamne, pentru vederea ochilor și pentru mii de lucruri pe care mi le dai. Am venit să-ți cer ceva, dă-mi, te rog, iertarea că sunt un om greșit și păcătos. Și am venit să-ți ofer ceva. Primește închinarea unei inimi care, deși nu-i perfectă, recunoaște divinitatea și se închină în fața Ta. Famenul a mers la Ierusalim să primească iertarea și să ofere închinarea. Mai mult de atât, citind în Biblie, omul acesta, din moment ce s-a dus la Ierusalim să se închine, înseamnă că a auzit despre adevăratul Dumnezeu, care nu este un idol pe care un om îl face și îl agață pe perete. De asemenea, îmi imaginez că a experimentat deșertăciunea, vulnerabilitatea și fragilitatea vieții umane. La vârsta aceea, probabil că a avut și el tot felul de experiențe pe care le-a regretat, pentru care a avut remușcări, tot felul de greșeli, de păcate. Și omul acesta se simțea vinovat în fața justiției divine. Mai mult de atât, probabil că a avut experiențe personale care l-au convins de existența și bunătatea lui Dumnezeu. Imaginați-vă că omul ăsta a fost la un moment dat aproape de un accident mortal și așa s-a făcut că a scăpat cu viață. Și atunci a spus: Doamne, probabil că mâna Ta bună m-a păzit. Probabil că a avut o altă experiență de genul ăsta. Cineva a vrut să-l omoare, să-i întindă o cursă ca să ia poziția. Și așa se face că un copil l-a văzut pe acest cineva și a venit și i-a spus. Și atunci el a știut și a prevenit situația aceasta neplăcută. De câte ori nu putem noi să spunem: numai Dumnezeu m-a ajutat în situația aceea? De câte ori nu ne tremură genunchii? De câte ori nu suntem depășiți? De câte ori nu pierdem controlul al mașinii, al vieții, al finanțelor, al deciziilor? De câte ori? De foarte multe ori. Noi înșine, în inima noastră, chiar dacă ne este jenă să verbalizăm, spunem: numai Dumnezeu m-a ajutat, numai Dumnezeu, în anumite aspecte ale vieții. Ei, omul acesta probabil că a avut o sumă de astfel de experiențe și în inima lui s-a tot strâns
Această mentalitate care a crescut, care a luat proporții că Dumnezeu este bun și merită să se ducă odată, precum musulmanii la Mecca, merită să se ducă odată la Ierusalim și să-i spună: îți mulțumesc, Doamne. Probabil că o fi fost un copil sărac, așa cum am fost eu, fără părinți. Și l-a ajutat Dumnezeu să ajungă ministru. Și acum se gândea: cine am fost eu? Mâncam rădăcini de plante, n-am avut părinți și uite unde m-a adus pe mine Dumnezeu. Probabil că a avut o astfel de experiență. Sau cine știe care a fi fost contextul copilăriei lui. Și omul acesta s-a dus să se închine. Ceea ce am vrut să vă spun, stimați prieteni, este faptul că ministru și-a dorit să se închine lui Dumnezeu. Al doilea lucru, ministru nu numai că a dorit să se închine, o serie de gesturi, de manifestări. Omul acesta a dorit să cunoască voia lui Dumnezeu. Toți oamenii din lumea aceasta cred în Dumnezeu, sau cei mai mulți. Și ateismul este o religie. Dacă nu crezi în Dumnezeu, nu te poți lupta împotriva lui, că trebuie să fii fără minte să te lupți cu cineva cu care nu există. Ateii, prin faptul că se luptă împotriva lui Dumnezeu, acceptă că Dumnezeu există. Că cine se luptă cu pumnul în vânt? Numai cei de la spitalul numărul știți dumneavoastră care. Ei, ateii nu se luptă cu pumnul în vânt, se luptă cu cineva. Ei spun că acel cineva nu există. Păi eu i-aș întreba atunci: drăguțule, de ce îți pierzi vremea să te lupți împotriva la cineva care nu există? Frații mei, ateismul este o religie. E o formă de religie contemporană. Oamenii au impresia că sunt atei. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, orice om are o formă de religie. Cum a reușit ministrul să-L cunoască pe Dumnezeu? În primul rând, Biblia ne spune că L-a căutat cu sinceritate. A venit la Ierusalim să se închine. Apoi a început să citească Biblia. Ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Observați cum a început căutarea lui de Dumnezeu. S-a dus la biserică și a spus: e locul unde nu prea am fost. Am fost în cluburi, am fost în restaurante, am fost nopțile cine știe pe unde, am fost implicat în tot felul de scandaluri, am trecut prin toate. Știi ce? A venit vremea să mă duc la biserică. Și omul ăsta merge la biserică. A spus: merg să-L caut pe Dumnezeu. Probabil că cel mai potrivit loc din lume când îl cauți pe Dumnezeu este biserica. Apoi, omul acesta a început să citească Biblia. O grămadă de prostii citesc oameni într-o viață. Și mai ales în tinerețe. Când vor să exploreze că totul este necunoscut. Totul este necunoscut. N-au fost nici la Niagara și trebuie să se ducă. A doua oară nu prea se mai duc. N-au fost nici la Grand Canyon, dar se duc. N-au fost nici la Sequoia Park, n-au fost nici la Yellowstone Park, dar se duc câteodată în fiecare loc. Și așa trec prin toate, că îi împinge de la spate curiozitatea. Pe multe le regretă, dar înainte să le regrete, trebuie să le experimenteze. Cum a reușit ministrul să-L cunoască pe Dumnezeu? Un om din altă religie, un om educat, un om care era foarte liniștit în contextul în care trăia și trăia bine. Povestea începe când merge la templu. Povestea continuă când începe să citească Biblia. Apoi, Biblia ne spune că era un om modest în ciuda performanțelor de excepție. Pe un om mândru și arogant, nu prea îl vezi pe la biserică, că el le știe pe toate, el e propriul lui Dumnezeu, el n-are nevoie de nimeni, el n-a făcut păcate, el n-are nevoie de iertare, el n-are nevoie de vindecare. Va avea el cândva, cum s-a întâmplat cu noi toți, că viața pe toți ne prinde la colț. Dar sunt momente în viață pentru o anumită categorie de oameni, când lipsiți de modestie, cred că pământul se învârte în jurul lor. Omul acesta ne spune Biblia că era un om modest. Nu să vă imaginați un ministru să citească în Biblie și eu să trec pe lângă el și să-i spun: bună ziua, domnul ministru. Bună ziua, Luigi. Domnul ministru, nu vă supărați că pun întrebări ridicole. Matale, înțelegi ce citești? Înțeles să-l întreb pe bunicul treaba asta, că bunicul e bunicul. Dar pe ministru să-l întreb: înțelegi ce citești? Păi dacă nici ministrii nu mai înțeleg ce citesc, vreau să vă întreb, cine o să înțeleagă? Ministrul e un om de carte, e un om cu facultate, e un om educat. El odată spune cât fac 2 cu 2. Că era ministru de finanțe. Dar omul ăsta, știți ce îi răspunde lui Filip? Domnule, cum aș putea să înțeleg dacă nu voi primi ajutor de specialitate? Cartea asta nu este 2 plus 2. Eu sunt obișnuit cu 2 plus 2. Sunt obișnuit cu casieria, cu finanțele. Eu gestionez banii împărăției Etiopiei. Dar aici nu este vorba despre așa ceva.
Este un domeniu nou. Domnule, trebuie să recunosc cu toată modestia că deși sunt specialist în domeniul meu, nu mă pricep la treaba asta. Tot respectul pentru omul ăsta. Și spune, domnule, nu știi pe cineva care mă poate ajuta? Filip, asta s-a rugat să răspundă ministru. Și ministru, greu de așteptat, chiar așa a răspuns. Un om modest. Oamenii modești sunt transparenți. Oamenii modești își recunosc limitele. Oamenii modești spun, domnule, să știi că eu mă pricep la treaba asta, dar să nu te superi pe mine, eu nu sunt așa de deștept să mă pricep la toate. Ministrul a făcut parte din categoria celor care nu s-a priceput la toate, că nici nu poți să ajungi ministru dacă te pricep la toate. Când ajungi ministru, te pricep la un singur lucru, să fii ministru. Cred că o parte dintre dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine din câte vă văd. Uitându-ne în carte, mai observăm faptul că omul ăsta a crezut în Dumnezeu atunci când a citit Biblia. El cu gura lui spune următorul lucru: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Întreb eu, ce s-ar fi întâmplat cu populația Etiopiei dacă l-auzea pe el, omul numărul 2, 3, 5, 10 din împărăția lui, că el declară că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, timp în care în religia lui un alt idol era proeminent, nu Iisus Hristos. Iisus Hristos e proeminent în creștinism, dar nu religia etiopiană. Și omul acesta face o declarație care intră în conflict cu propria lui cultură și religie. Este ușor de observat că el a primit niște informații pe care le-a crezut. Omul ăsta a crezut ce a citit în Biblie. Omul ăsta respectă cartea, pentru că numai respectând-o a ajuns ministru. Cine nu respectă cărțile și nu are încredere în ce citește, nu ajunge ministru. Dar omul acesta ce a citit a fost da și amin. Și când a citit cărțile ca să ajungă ministru de finanțe, le-a crezut, și când a citit în Biblie, din nou le-a crezut. Și dacă Biblia spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pentru el a fost 2 plus 2 fac 4. 2 plus 2 fac 4 vara, 2 plus 2 fac 4 iarna, 2 plus 2 fac 4 dacă ai casă în south sau în nord. Și el, după ce a citit în Biblie, a crezut ce spune Biblia, adică Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El a înțeles că mai întâi trebuie să crezi și apoi să te botezi. Nu invers. Apoi, prin credința pe care a primit-o citind Biblia, omul acesta s-a botezat în apă, dar s-a botezat din proprie inițiativă. Știți ce spune el? Îl întreabă pe Filip: domnul Filip, predicatorule, mergeau printr-un deșert, evident nu era apă, dar au dat de un râu care foarte probabil că mai avea puțină apă pe fundul albiei sale, și spune: predicatorule, uite apa! Nu uitați că erau probabil de câteva zile împreună. Când îngerul i-a spus lui Filip, predicatorul, să meargă pe drumul care de la Ierusalim coboară la Gaza, drumul acesta avea 100 de kilometri și Filip s-a dus pe jos. 100 de kilometri. Și apoi Filipul nu locuia la Gaza și nici ministrul nu locuia la Gaza. Sute de kilometri, dacă nu mii mai departe. Așa că această călătorie, nefiind cu avionul, a durat foarte mult timp. N-avem de unde să știm, s-ar putea chiar săptămâni. Din moment ce omul acesta, care n-avea niciun habar de creștinism, a ajuns să înțeleagă cine este Iisus Hristos, a ajuns să înțeleagă că botezul, dacă crezi în Dumnezeu, este absolut obligatoriu. Ca și cum îi dai cuiva să mănânce și să mănânce sărat și la urmă nu îi dai apă. Domnul, e obligatoriu să-i dai și apă, că altfel mai bine nu mânca. Că mai ușor este să nu bei apă dacă nu mănânci decât după ce ai mâncat. Se vede bine că Filip i-a vorbit despre credința în Dumnezeu, dar i-a vorbit și despre ce urmează după ce crezi. Cine crede și se botează, spune Evanghelia. Omul acesta s-a botezat prin credință din proprie inițiativă. Apoi experimentează nașterea din nou. I se schimbă viața. Famenul își vedea de drum plin de bucurie. Nu remarcă Biblia că s-a dus la Ierusalim plin de bucurie. Nu zice nimic despre starea lui emoțională. Când omul nu vrea să vorbească despre cum se simte, să știți că nu se simte bine. Când ne simțim bine, nici nu mai e nevoie să spunem că se vede. Dar Biblia, într-o singură împrejurare, remarcă că a fost plin de bucurie. Atunci când a fost. Și bucuria aceasta îi inundă viața după ce s-a botezat în apă. Și se botează în apă după ce crede. Și crede după ce citește Biblia. Și citește Biblia după ce merge la biserică. Și merge la biserică după ce este nesatisfăcut de religia națională și de starea lui de păcat și de deșertăciune, de fragilitate și vulnerabilitate. Este sătul de religia lui și spune: domnule, trebuie să existe Dumnezeu în lumea asta. Și a ajuns la ureche ceva interesant. Și el, un om care a urcat profesional, un om, un intelectual,
Un om care întotdeauna a vrut ce e mai bun în viață, a vrut ce e mai bun și în domeniul spiritual. Și a spus, nu-i nicio problemă dacă pierd 2 luni din viață și câteva mii de dolari pe drum. Nu-i nicio problemă dacă mă rog de candace împărăteasa să mă lase liber. Dar mă duc. Sufletul meu e mai important decât ministeria mea. Și s-a dus. Și a ajuns la templu, dar de la templu a luat o Biblie, Biblia i-a dat credință, credința l-a pus în situația să boteze. După ce s-a botezat, o mare bucurie i-a umplut viața și cântând și fluierând s-a dus în Etiopia. I s-a schimbat viața la individul ăsta. Oamenii sunt așa de amărâți astăzi și se uită la televizor și nu se schimbă nimic. Ba dimpotrivă, își pierd și timpul pe care îl mai au și ar mai fi câștigat câțiva dolari dacă se duceau la lucru. Însă omul ăsta are o experiență cu Dumnezeu supranaturală, inexplicabilă, inexplicabilă. Cum l-a călăuzit Dumnezeu pe ministru și cum l-a ajutat să depășească toate piedicile cu care el s-a confruntat? Venea dintr-o altă religie, era un intelectual. Locul unde s-a dus era așa de departe, luni de zile să călătorești. Cum l-a ajutat Dumnezeu să depășească toate aceste piedici? Stătea în carul lui, în mașina lui din vremea aceea și citea pe carte și nu pricepea nimic. Cum l-a ajutat Dumnezeu? Haideți să ne uităm în Biblie. Dacă ne uităm în Biblie, observăm următoarele răspunsuri. Dumnezeu i-a pus în minte dorința să meargă la templu din Ierusalim să se închine. Ai avut vreodată în minte dorința să mergi la biserică să te închini? Lasă-mă să spun ceva foarte personal. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu ți-a pus dorința aceasta în minte? Te-ai gândit? Atunci când te gândești așa, pur și simplu simți privirea lui Dumnezeu în ceafă, aici. Simți că se uită la tine, că te privește și spune, hei, de 50 de ani răsare soarele în fiecare zi, de 50 de ani inimioara asta ți s-a zbătut în piept să împingă sânge ca să mai faci 2 pași. Îți mai dau încă o dată impulsul să te duci la biserică. Și omul îi trece prin minte, împrejurările vieții, te invită cineva, te doare undeva într-o parte mai tare decât ieri și atunci zici, ce-ar fi să mă duc la biserică? Și te confrunți cu acest gând care pur și simplu cade ca ploaia, îți cade în minte, inconștient. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu spune asta în minte? E puțin periculos să te gândești așa, pentru că dacă începi să te gândești așa, nu te mai poți opri, te duci direct la biserică. Și dacă te duci direct la biserică, gândul ăsta se va accentua și mâine trebuie să vii din nou. Așa a început povestea vieții mele schimbate. Am fost odată din curiozitate, n-am fost în viața mea acolo. Nu m-am dus deloc ca să mai mă duc încă o dată. M-am dus o singură dată, cum m-am dus la grădina zoologică, o dată și gata. O dată și gata. Am văzut maimuța, am văzut leopardul și gata, ce rost are să mai le văd încă o dată. Am fost odată la biserică, dar experiența aceea m-a ajutat să trec dincolo de ironia mea față de pocăiți, dincolo de ironia mea față de lucrurile religioase, îi priveam pe oamenii care citeau Biblia și râdeam de ei, pentru că mă vedeam superior lor, că numai oamenii inferiori merg la biserică, nu? Ceilalți sunt emancipați, ceilalți știu ce vor de la viață. Ei, omul acesta primește de la Dumnezeu un gând să meargă la templu și știți ce face? Merge. Apoi, Dumnezeu îi pune în minte dorința să cumpere o Biblie. Păi o Biblie costă bani. Ce rost are să-mi cheltui eu bani chiar dacă am mulți? Nu vă supărați, cine are bani mulți, să știți că nu-i face cheltuindu-i, îi face economisind. Și omul ăsta s-a dus la templu și putea să-și cumpere o ciocolată. Sau nu mai știu ce se vindea acolo. Un talisman, ceva să îi aducă aminte de divinitate sau să-l protejeze potrivit mentalității religioase. Dar omul ăsta, fiind un om de carte, de litere, și-a luat o Biblie, o carte, o carte care vorbește despre Dumnezeu. Și atunci când deschizi Biblia, riști să nu mai închizi niciodată, să ții minte, dacă nu vrei să te apropii de Dumnezeu, atunci nu vrei să deschizi Biblia. Pentru că atunci când deschizi Biblia, este diferit decât atunci când te întâlnești cu cineva și îți vorbește despre Dumnezeu. Când citești cu ochii tăi, ți se întâmplă ceva în suflet, în inimă. Dacă n-ai trecut niciodată prin experiența asta, este foarte greu să înțelegi. Însă poți să înțelegi că citind din Biblie începi să plângi, te vezi un om murdar, îți aduce aminte de toate păcatele și te miri ce ai avut în cap de le-ai făcut. Îl vezi pe Dumnezeu așa de bun. Și încep să primești explicații cine te-a salvat alaltere, acum un an, acum 10, acum 50, cine ți-a salvat soția, copiii, cine te-a adus unde ești, cine ți-a dat cetățenia și aveai deportarea în buzunar. Cine?
Și dintr-o dată spui, wow, pur și simplu se întâmplă ceva, se lărgește orizontul, apare o înțelegere care n-a existat. Și încep să te simți dator. Când am intrat pentru prima oară în biserica aceea din București, la un moment dat am început să plâng. Mi-era așa de rușine că plâng, însă nu mă puteam opri. Și această manifestare a lacrimilor mele venea din conștientizarea bunătății lui Dumnezeu. Eu n-am știut că Dumnezeu e bun. În copilăria mea l-am înjurat pe Dumnezeu potrivit bărbaților serioși din satul în care am crescut eu, din sudul României. Că așa se întâmpla când ceva nu mergea, divinitatea trebuia înjurată, înjurai de Paște, de tot felul de... Că așa erau oamenii din cultul ortodox în zona unde am crescut eu. Și dintr-o dată, pur și simplu s-a întâmplat ceva în mintea mea pe care nu l-am putut nega. Am vrut să-l neg, dar n-am putut să fiu atât de necinstit cu mine. E ușor să fii necinstit cu alții, dar cu tine însuși? N-am putut să-l evit, n-am putut să fug. Adevărul acesta pur și simplu a început să crească în sufletul meu și să văd viața diferit. Privind în carte, observăm că Dumnezeu îl trimite pe predicatorul Filip să explice Biblia ministrului. Atunci când citind-o nu înțelege mesajul. Este extraordinar că Dumnezeu trimite un înger la un om și un om la un alt om. Ce fel de om a fost ăsta pe care l-a trimis Dumnezeu? Filip. Biblia spune despre el că era un predicator, evanghelist, adică vorbea oamenilor care nu vin la biserică. Și Biblia îl prezintă pe Filip slujind deseori în localitățile din jurul Samariei. El avea obiceiul să meargă în localități. Într-o localitate sunt zeci sau mii de oameni. Acum Filip l-a ascultat pe Dumnezeu și a plecat într-o misiune dificilă doar pentru un singur om. Mi se pare puțin ciudat Dumnezeu să mă trimită pe mine în pustiul Sahara, să predic Evanghelia la un singur om, în loc să mă trimită într-o biserică unde sunt 1000 de oameni. Câștigul e mai mare. Însă Filip a ascultat. Filip n-a fost neapărat predicator de 1000 de oameni sau de un om, că atunci când îți deschizi gura, n-are importanță cât te ascultă. Apoi omul ăsta s-a grăbit să plece în misiune, manifestând respect și ascultare față de Dumnezeu. Asta înseamnă să fii în slujba Domnului, să-ți ceară Dumnezeu lucruri pe care nu le înțelegi, care ți se par ciudate din punct de vedere logic, dar să le faci pentru că îți cere Dumnezeu. Atunci când eu petrec timp cu nepoții mei, cele mai multe lucruri pe care ei le fac sunt împotriva voinței lor. La ora 1, pentru că așa mi-a dat poruncă fiicele mele, îi spun, hei, la culcare. Nu, bii, spun ei, nu vor să doarmă la ora 1. La parc, zic ei, la parc. Și spun, gata cu parcul la somn. Nu, vină încoace ca altfel și la dormitor și la culcare, dar nu vrea. Dar n-are încotro, pentru că babacul bagă la culcare la ora 1, el la mintea lui și la nivelul lui, el nu știe că are nevoie de lucrul acesta. Dar un om trecut prin viață care a crescut copii, tata, bunicul, știe asta. Ei, observați că Dumnezeu îi cere lui Filip un lucru și Filip ascultă. Această atitudine se numește ascultare și ea face parte din galeria oamenilor care ascultă. Oamenii aceștia sunt niște oameni de ispravă, niște oameni de treabă. Apoi observăm că omul ăsta s-a adaptat cu bucurie la condiții foarte dificile. Ce părere aveți să mergeți câteva zeci sau sute de kilometri pe jos, într-o zonă unde apă e puțină sau deloc? Și când în sfârșit ajungi după zile întregi de călătorie, probabil că a alergat să ajungă carul, găsești un singur om și ăsta ministru. Ce să-i spui la un ministru? Că un ministru știi ce spune? Matale, ce pregătire ai? Păi am și eu liceu. Hai, mulțumesc. La un ministru trebuie să-i vorbească cineva care e deasupra lui, nu de desubtul lui. Dar Filip se duce că-l trimite Dumnezeu. Are această modestie de a face ce-i cere Dumnezeu. Oamenii care sunt credincioși lui Dumnezeu împlinesc ce le cere Dumnezeu. Dar cum ne cere nouă Dumnezeu anumite lucruri? Prin Biblie. Dar dacă nu o citim, nu ne întâlnim niciodată cu Dumnezeu. Stăm ascunși de Dumnezeu toată viața și facem ce ne place nouă. Și confundăm visele noastre, părerile noastre, religia bunicilor noștri cu Dumnezeu, care sunt așa de diferite de mesajul său din carte. Mai apoi, el folosește ocazia când întâlnește pe omul acesta să-i predice Evanghelia. Dar nu numai că îi predică Evanghelia. Când omul ăsta îi cere explicații, Biblia ne spune că el a început să-i predice pe Iisus Hristos. Mă gândesc că omul ăsta era îmbrăcat diferit, venea din cultura lui. Avea un limbaj diferit, venea din cultura lui. Avea mentalități diferite, venea din cultura lui. Era diferit de Filip. Dar Filip știe care este cheia de a intra în inima unui om. Iisus Hristos. Și începe să-i vorbească despre Iisus. Apropo, știi că te iubește?
Unii dintre noi s-ar putea să spunem, nu merit, ascultă-mă, nu există un viu care să nu merite. Știi că a murit pentru dumneata? Sunt 2000 de ani de când s-a întâmplat asta, e deja veche. De aceea nu mai zice nimeni nimic, e veche, de 2000 de ani a murit. Știi că se va întoarce? A promis și se va ține de cuvânt. Crezi lucrurile astea? Acesta este Iisus Hristos. Știi unde este acum? Nici eu n-aș ști dacă n-aș fi citit în Biblie, dar am citit și Biblia spune următorul lucru. E la dreapta lui Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? În locul locuinței lui din ceruri. E foarte greu de imaginat pentru mine o furnicuță să înțeleg cum un om poate să ducă o greutate așa de mare. Când eu târăsc o firimitură de pâine 2 zile și firimitura aceea, dacă un om o bagă în gură, nici nu o simte, atât e de mică. Dar Iisus stă la dreapta lui Dumnezeu și știți ce face? Îi spune lui Dumnezeu Tatăl următoarele cuvinte. Iartă-L, Tată, că nu știe ce face. Când spune așa? Când fac lucruri care n-ar fi trebuit să le fac sau când nu fac lucruri care ar fi trebuit să le fac. Și Iisus mijlocește ca un avocat, ca un mijlocitor, mijlocește pentru mine și pentru dumneata. Ai știut lucrul ăsta? Când Dumnezeu se supără pe noi pentru ceea ce nu facem bine, Hristos mijlocește pentru noi. Crezi că mai este o a doua persoană care face asta pentru dumneata? Atunci când te rogi în toiul nopții că ești bolnav, dumneata sau o altă persoană din familie, Iisus te ascultă, îi pasă de lacrimile dumitale. Când nu poți să-ți plătești datoria la bancă, când nu mai ai ce să mănânci, când oamenii nu-ți dau de lucru și când râde dumneata că nu ai nu știu ce abilități sau nu le împlinești așteptările, Iisus este acolo. Când te duci la spital și tremuri la gândul că nu te vei mai întoarce acasă și soția sau soțul o să crească văduv sau văduvă copiii, Iisus e acolo. Simți ceva în inimă când asculți lucrurile astea? Să nu încerci să-mi spui că ești așa de împietrit încât nu simți nimic, că eu sunt un om ca dumneata și lacrima mea este ascunsă în spatele ochiului. Pentru că oamenii au râs mult de mine în viața mea. Uneori au avut dreptate, alteori nu. Însă niciodată Dumnezeu n-a râs de mine. Și El avea dreptul să râdă că-i Dumnezeu. Avea dreptul să mă respingă, că nu mă pun eu cu El. Noi oamenii putem fi în competiție oarecum, dar cine să se pună cu Dumnezeu? Și El a murit pentru mine. El mă primește, mi-ascultă rugăciunea. Și când dumneavoastră niciunul nu vă interesează de mine, Lui pasă. Ce fel de om ar trebui să fiu eu să nu mă intereseze de acest Dumnezeu? E interesul meu să mă intereseze de El, că Lui pasă de mine. Lui pasă de viața mea, de sănătatea mea, de nevoile mele, de copiii mei, de soția mea, de datoriile mele. El știe slăbiciunile mele, El știe temerile mele, El știe vulnerabilitatea mea, știe totul din viața mea și totuși mă iubește ca și cum aș fi un om perfect. Nu pot să-L părăsesc pe acest Dumnezeu, viața mea ar deveni extrem de nesigură, extrem de fragilă. Cine ar putea să mă protejeze pe mine dacă n-ar fi El? Cine mi-ar ierta păcatele? Cui m-aș ruga când sunt bolnav? Ce s-ar fi întâmplat cu soția mea acum 2 ani când a fost bolnavă de cancer? Dacă n-ar fi existat bunătatea lui Dumnezeu ca să nu rămân văduv? Ascultă-mă, cum îți permiți să mergi singur pe drumul vieții, omule? Ce motive ai să te duci singur? Cum îți explici treaba asta dincolo de faptul că te-ai obișnuit așa? Dacă ne uităm în carte, observăm că în urma predicii vede o schimbare în viața ministrului, o schimbare care îl conduce la credință. Și încheind, pentru că timpul trece, că așa trebuie să treacă, așa l-a creat Dumnezeu, în al treilea rând, spun că ministrul a dorit să practice voia lui Dumnezeu. Omul acesta a mers la templu doar ca să se închine, dar ajungând acolo, această dorință a căpătat proporții. Și i-a venit în minte ceva mai mult decât inițial și a spus, eu vreau să știu ce vrea Dumnezeu ăsta, cine este, care-i voia Lui. Și ca să afle care-i voia Lui, a luat cartea. Dacă dumneavoastră vreți să știți care este doctrina acestei biserici, cu ce se ocupă ea, ce crede ea, care sunt obiceiurile ei, trebuie să luați Constituția acestei biserici, care este la secretariat. Și acolo, în câteva zeci de pagini, scrie totul despre noi.
Altfel, o să credeți ce credeți dumneavoastră, care s-ar putea să fie aproape de noi sau foarte departe de noi. Ce rost are să umblați după bănuieli? Uite Constituția la secretariat. Ei bine, omul ăsta s-a dus să se închine, dar a fost interesat de voia lui Dumnezeu. Și după ce a aflat voia lui Dumnezeu, s-a simțit dator să o împlinească. Atunci când ai tată, îi spui nu când îți spune, mă, tati, mai aranjează-ți, mă, părul ăla, mă, că zici că ai mers în remorcă, mă, așa ți-e părul în sus, ciufulit, și că e antenă parabolică. Mai aranjează-ți-l, mă, tată, că o să te întrebe oamenii al cuie și o să spună că ești al meu și vai de numele meu. Un pic așa mai aranjează-l, că altfel te tund în timp ce dormi. Ei bine, omul acesta și-a propus să facă voia lui Dumnezeu. A aflat de voia lui Dumnezeu și a vrut să fie ascultător. Cum îl poți respecta pe tata decât făcând ceea ce îți cere să faci? Ascultarea e o dovadă de respect, de credință, de a cinsti. Și omul acesta, după ce a vrut să se închine, după ce a vrut să afle voia lui Dumnezeu și a aflat-o din Biblie mergând la templu, omul acesta și-a dorit să practice voia lui Dumnezeu. Care au fost piedicile când și-a propus să practice voia lui Dumnezeu? Necredința? Nu. Pentru ministru, necredința n-a fost o piedică, fiindcă simplu, a crezut. Omul acesta nu s-a confruntat cu necredința, fiindcă a crezut. L-a întrebat, Filip, a tale crezi? Și a spus, da, eu cred. Și Filip a fost dezarmat. În inima ministrului n-a existat necredință. Cum a citit Biblia? Cum a crezut-o? Bă, frate, dar ce om serios! Ce om ferm! Ce gândire! Ce încredere în carte! Dar asta îl costă! Nu-i nicio problemă! Dacă mă ridic, dacă fac lucrurile mai bine, nicio problemă dacă mă costă, că și pâinea mă costă, dar nu pot să stau fără ea. Necredința n-a fost o piedică la el. Amânarea! Oh, nu! Ăsta n-a amânat deloc! Numai ce a ajuns predicatorul lângă el și numai bine că el avea nevoie de un specialist în problema asta. Și când predicatorul a deschis subiectul, hei, înțelegi ce citești? Să nu te superi, dar nu înțeleg. Eu sunt ministru la bani, dar la chestia asta sunt un ignorant. Domnule, ajută-mă, te rog. Și țop în căruța lui Filip și începe să-i predice pe Iisus. În momentul când omul ăsta a auzit că Iisus este Domnul și că legământul cu Iisus, precum legământul unui tânăr cu o fată în perspectiva căsătoriei, e absolut obligatoriu, asta pentru oamenii serioși. Atunci Filip i-a spus lucrurile astea ministrului și ministrul a spus, eu cred. Să nu mă acuzați de necredință. Și eu acum mă hotărăsc să mă botez. Să nu mă acuzați că eu amân. N-amân o clipă. Predicatorule, uite apa. Mai e vreo problemă că vreau să mă botez. Și Filip, responsabil de slujirea lui, vrea să verifice. Și spune, domne, crezi? Cred! Nu mai amâni? Nu mai amân! Nici o piedică. Ba da, era o piedică. Nu ia apă. Cum să botez pe cineva în nisip? Nici picătură de apă. Și în timp ce famenul vrea să fie botezat, la un moment dat întâlnește o apă. Că o fi fost un lac, o fi fost un pârâiaș, n-am de unde să știu ce o fi fost, dar a fost ceva apă. Și cum vede apa? Un mare respect am pentru omul ăsta. Cum vede apa? A ascultat o singură predică. Cum vede apa? Își aduce aminte că e datorul lui Dumnezeu. Și spune, predicatorule, de câteva zile îmi spui despre Iisus, acum e în inima mea. De câteva zile îmi spui despre un angajament între mine și El, o chestiune personală. Uite apa, omule, ce mă împiedică să mă botez? Crezi, cred, amăi, nici vorba, cum vreau să mă botez? Dă-te jos din car. Hei, omule, oprește căruța, oprește, oprește aici, oprește aici. Hai să găsim un copac să fie umbră, ți-am spus să oprești aici. S-a dat jos. Și spune că predicatorul l-a botezat pe ministru. Unde or fi miniștrii ăștia astăzi? Nu știu. Cunosc oameni care au ascultat sute de predici, știu Biblia la fel de bine ca mine, că eu am calitate de pastor, de predicator, e meseria mea, e slujirea mea. Știu Biblia la fel de bine ca mine, dar nu vor să se boteze. Scopul meu nu este să te confrunt ca să te simți jenat unde stai, dar eu știu, dragul meu,
că dacă nu faci ce spune Dumnezeu, nu vei avea parte cu El. Nu pentru că nu vreau eu, eu sunt un muritor ca dumneata. Dar dacă așa spune cartea, așa e și așa va rămâne. Cartea aceasta spune așa, cine crede, matale crezi? Felicitări. Cine crede și se botează, matale vrei să te botezi în seara asta? Nu, de ce? Dincolo de că așa vrei sau așa nu vrei, de ce? Pentru conștiința dumitale, de ce nu? Într-o zi se va mai deschide Biblia asta pe care eu am deschis-o în această seară, se va mai deschide încă o dată. Din cartea asta și eu și dumneata vom fi judecați amândoi, după ce scrie în ea, spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nici mie nu mi-a fost ușor să mă botez a doua oară. M-au botezat părinții la o lună jumate, două, și la 6 luni au divorțat și au plecat fiecare în drumul lui și m-a crescut bunica. Dar au apucat să mă boteze. Și când m-am convertit la 21 de ani, acceptându-L în inima mea pe Iisus Hristos și cartea Lui, am citit în Biblie că trebuie să mă botez. M-am gândit în mintea mea, dar eu-s botezat. Și omul cu care am stat de vorbă a deschis Biblia și a citit în Marcu 16:16. Cine crede și după aceea se botează, va fi mântuit. Eu am fost botezat în inconștiență și în ignoranță. N-am știut nimic, n-am crezut nimic, nu mi-am asumat nimic. Dovada e că am făcut ce am vrut cu viața mea. Și bine că n-am avut părinți, că biata bunica fiind oarbă, mă întorceam la 2 dimineața acasă, la 5 dimineața acasă. Dacă mai vreau, mă întorceam, dacă nu, nu. O bunică oarbă, cum să te controleze? Nu tu, tată, să zică, hei, ia vină cu atrecuțul să te fixezi un pic. Nu. Am făcut ce am vrut cu viața mea. Și bineînțeles că la vârsta aceea am făcut ce nu trebuie. Ei, când am citit în Biblie că trebuie să mă botez, m-am gândit în două feluri. Fac ce vreau eu sau ce vrea El? Cine-i șeful dintre noi doi? Cine hotărăște în lumea asta ce fac eu? Eu sau El? Dacă hotărăște El, voi avea parte cu El. Dacă hotărăsc eu, voi avea parte cu mine. Cu mine și cu oameni ca mine. În seara aceasta mă uit la dumneata și vreau să te întreb ceva. Crezi că a venit vremea să te convertești? Să schimbi? Nu pentru mine, pentru viața veșnică pe care urmează să o primești. Dacă ești convertit, te întreb, dacă tot crezi, de ce faci doar o jumătate de lucru? Ce-ar fi să pregătești mâncarea și să nu o mănânci? Și să se strice acolo în oală și dumneata să mor de foame? Dacă tot ai făcut-o, nu-i așa că ar trebui să pui o farfurie sau două și să îți rezolvi problema? Ascultă-mă, dacă crezi, de ce nu te botezi? Care -ți sunt argumentele? Cum îți permiți să-ți ridici privirea înspre cerul lui Dumnezeu și să aștepți binecuvântare și viață veșnică? Ce fel de conștiință ai? Ce fel de om ești? Omul acesta a vrut într-un nisip uscat să se boteze și nu putea că n-a fost apă. Dar când a dat de apă, omul acesta s-a botezat. Nu Filip i-a spus, uite apa, te rog, botează-te ca să spun și eu când mă întorc, o să mă întrebe apostolii, Filip, unde ai fost mă 2 luni de zile? Păi am fost, domne, să predic la ministru. Și? Ministrul n-a vrut să, nici să creadă, nici să se boteze. Bine că te-ai dus tu, nici n-ai fost. Vezi de treabă, cine știe pe unde ai umblat. El vrea să se întoarcă și el cu ceva rezultate. Dar n-a apucat să-i spună, uite apa, botează-te. Că ministru îi spune, domnul predicator, uite apa, mă împiedică ceva să mă botez? Nu, domnul ministru, poftim. De la o singură predică a hotărât să se boteze. Un ministru de finanțe. Câte predici ai ascultat până acum? Crezi în Dumnezeu? Ești sigur că asta se numește credință? Îl respecti pe Dumnezeu? Ești mulțumit în inima dumitale pentru respect de genul ăsta? Dacă copilul dumitale te-ar respecta la fel, ai fi satisfăcut? Doamne, Doamne, dar atât. Dragul meu, eu nu câștig sau nu pierd nimic. Sunt doar un semen ca dumneata care am stat odată pe banca aceea. Însă în seara aceasta vreau să spun următorul lucru. Te cheamă Dumnezeu ca să te convertești primindu-L pe Iisus, căindu-te de păcatele pe care le-ai făcut și primind mântuirea. Și apoi, după credința aceasta, te cheamă Dumnezeu să te botezi. În concluzie, ministrul a cunoscut pe Dumnezeu atunci când s-a hotărât să meargă la biserică. L-a cunoscut pe Dumnezeu atunci când a început să citească Biblia. Când nu a înțeles ce citește, Dumnezeu i-a trimis pe cineva care să-l ajute.
Când a primit explicația necesară, a început să creadă. După ce a crezut, s-a botezat. Iar după ce s-a botezat, omul acesta a avut o viață plină de bucurie, de liniște și de fericire. Și Dumnezeu nu l-a mai părăsit niciodată. El nu s-a întâlnit cu Dumnezeu doar la templu. S-a întâlnit acolo cu Dumnezeu și Dumnezeu a rămas pentru întotdeauna în inima lui. Aș vrea să închei și să procedăm la botezul în apă pentru acești 35 de candidați. Fiecare dintre ei în seara aceasta vor spune următorul lucru. Mă botez pentru că eu cred în Dumnezeu. Nu poți să crezi fără să te botezi, pentru că prin credință se face botezul. Dacă omul nu-l face, înseamnă că nu are credința care te pune în situația să te botezi. Credință de genul ăsta care nu produce nimic, cui ar folosi? Nu vreau să închei înainte să întreb următoarele cuvinte. Este cineva în această seară aici care vrea să-și ia inima din piept și să o pună la picioarele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Este și aceasta o expresie care trebuie lămurită, interpretată, pentru că e un limbaj teologic și bisericesc. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă următorul lucru. Doamne, mi-e rușine de multe lucruri din viața mea. Știu că pentru toate vor trebui să plătesc, iar plata pentru păcatele acestea este moartea în iad. Însă în seara aceasta îl primesc pe Hristos care a murit pentru mine și primesc viață veșnică din El, cred în Tine și vreau să mă botez la porunca Ta. Asta înseamnă să te convertești. Este cineva în această seară aici, în mulțimea asta de oameni, care vrea să se convertească? Dragul meu prieten, dacă predicatorul acela nu ar fi întrebat, este cineva aici, probabil că eu aș fi rămas un om nemântuit până astăzi. Nu mai în viață, dar i-am mulțumit întotdeauna până când a murit, pentru că a pus o întrebare care m-a determinat să-mi iau inima în dinți și să spun în inima mea, Doamne, eu sunt omul acela. În această seară nu o să mă așez pe scaun înainte să întreb public lucrul ăsta. Întrebarea asta nu e pentru mine, rândul meu a trecut atunci. Întrebarea asta este pentru dumneata. Pentru mine nu are nicio importanță dacă spui da sau nu. Este problema dumitale și vei pleca cu ea de aici și cu ea vei fi și la judecată. Aș vrea să vă rugați lui Dumnezeu pentru oamenii care stau lângă noi. Cine știe ce este în sufletul lor? Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Așa cum cineva s-a rugat pentru mine în timpul acela, când am spus, eu sunt omul care vreau să pun inima mea în mâna lui Dumnezeu.